să avem pardon. Am avut și ghinion ereditar, avem o gaură în buzunar. Dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securii. Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Încheiem săptămâna cu o întâlnire plăcută, în sfârșit o întâlnire plăcută. Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu de la Asociația Dăruiește Viață vor fi cu noi în partea a doua a emisiunii. Le știți, fetele acelea care s-au apucat ele afurisitele, dubioasele, să facă un spital, domne. Lasă că am eu act de cojocul lor. Nu uitați de newsletterul nostru care sosește direct în căsuța voastră poștală electronică duminica. Asta dacă vreți să știți ce am făcut noi toată săptămâna, ce am mai citit, ce muzică am mai ascultat, ce am mai mâncat, ce locuri am mai vizitat. Tot ce trebuie să faceți este să mergeți pe stareanației.ro la secțiunea newsletter și să vă abonați. De restul ne ocupăm noi. Acum, hai să-i luăm pe ăștia la bastoane, tată. Poate vă întrebați ce fac polițiștii care se pensionează de tineri, de copii mulți dintre ei. Uite, unii ajung să fie propuși miniștri. Dumitru Daniel Chirilă, propus de Veorica ministru de interne, s-a pensionat la 39 de ani. Da, 39 de anișori. Abia învățase să zică mama că l-au și pensionat. V-ați luat medicamentele? Că urmează să vă spun cât ia. 7.500 de lei pe lună, da, pe lună, dragii mei pensionari, 7.500 de lei. A? Cred că-ți face o viață mișto la 39 de anișori când știi că la final de lună vine poștașul cu 7.500 de lei, nu? La Ministerul de Interne este propus un domn care a fost în poliție și făcut pensionar la vârsta de 39 de ani. Domnul polițist, dacă e atât de bun polițist, nu trebuia să fie la muncă astăzi la 41 de ani? La 41 de ani putea să fie un polițist experimentat în poliția din România să facă treaba acolo? Cum să nu le crească tensiunea pensionarilor care au muncit până la 65 de ani și au 700 sau 1000 de lei pensie? Și câtă nedreptate să te pensionezi de la stat și după aia să te angajezi la stat? Și când le spui că aceste privilegii sunt o mizerie, strâmbă din nas. Cum să te pensionezi, frate, la 39 de ani? Ce țară e asta? Ai luptat în Afganistan, ai fost în războaie, ai mintea franjuri de atâta violență și de atâta durere. Care-i treaba cu tine ca polițist? Vă dați seama unul ca ăsta dacă ar fi singur necăsătorit și ar scoate-o și el pe una la un suc? Drăguțo, cu ce te ocupi? Eu sunt asistentă medicală. Oh, ia uzi. Dar tu? Eu sunt pensionar. Marș de aici, agață la amara, la băi, nenorocitule. Du-te la techirghiol. Păi eu vin cu concret și dumneata mă ții în abstract. Există pe lumea asta nedreptăți care nu pot fi corectate cu una, cu două. Dar există și nedreptăți care, poc, uite așa le rezolvi. Vă dau două exemple. 1. Traseismul. Toți politicienii zic că e o mizerie. E simplu, nimeni nu face nimic. Eu, dacă aș fi președinte, pe bune, fără miștouri, aș face grevă în fața Parlamentului până ar da ăștia lege împotriva traseismului. E simplu, nu trebuie să aștepți nimic. Și 2. Pensiile speciale. O imensă nedreptate care ar putea fi îndreptată mâine. Înțeleg ca unii militari să aibă pensie specială. Înțeleg ca pompierii să aibă. Dar de ce unii funcționari? De ce polițiștii care o freacă pe la ghișeu? De ce parlamentarii? Și chiar și pensiile speciale le înțeleg în anumite limite. Mă, cât e pensia cea mai mică? 700 de lei acum, da? E, corect mi se pare așa. Nici o pensie specială să nu fie de mai mult de 10 ori mai mare decât cea mai mică pensie din societate.
Repet, dau niște exemple, n-am făcut calcule, spun chestii de bun simț. Ideea e să se discute măcar, dar nu se întâmplă asta. Sau se întâmplă doar electoral. Salut inițiativa domnului ministru Eugen Teodorovici, depusă în calitate de senator, prin care propune Parlamentului impozitarea suplimentară a pensiilor speciale. Fac apel la toți membrii Parlamentului României să analizeze și să trateze cu maximă responsabilitate această inițiativă a domnului ministru Eugen Teodorovici. Fac apel la membrii Parlamentului să trateze cu maximă responsabilitate. Sigur, sigur. Hai, dragă, te agiți ca broasca în beton. Mai ai cel mult 2 luni de chin. Bucură-te că apoi pleci la tomberonul istoriei. I-am auzit de multe ori și pe Orban și pe Barna cu pensiile speciale. Să-i văd când vor veni la putere. Sincer, nu-i cred. Știți cum vor acționa, nu? A, da, stați, că cu... Dom'le, trebuie să ținem cont totuși de anumite categorii care și... Hei, hop, au mai trecut 4 ani. Da, da, domne, nu, că avem un proiect de lege la Camera Deputaților. Se va discuta, se va... S-a făcut, s-a... S-a făcut frumos, s-a nins, s-a... Toate. Acu' eu înțeleg, viermuși mulți înalde, dar tu, tăricene, tu nu știai ce ai în curte? Să nu-mi zici că te-a penetrat în curte statul paralel și le-a mutat direcția acestor hemoroizi. Ce lider ești până la urmă, nu? Dacă te tratează toți cu, da mă lași mă frate. Adică să ne întrebăm, poate ne răspunde Tăricianu, e statul paralel? E mâna lui statul paralel sau ce e? Sau sunt ei suflete de trădători? E mors după bani? Pentru portofoliul mediului, Grațiela Gavrilescu. Pentru portofoliul energiei, domnul Ion Cupa. Pentru portofoliul relației cu Parlamentul, domnul Ștefan Băișanu. E amuzant, Dăncilă a ajuns să țină PSD-ul cu mână de fier, iar Tăricianu e tratat cu fundul de proprii membri. Cumva ne așteptam cu toții să trădeze târătoarele din PSD, nu? Că se scufundă barca și robinetele cu bani vor fi la opoziție, dar nu e așa. Președintele ALDE cere, printr-o scrisoare deschisă, președintelui Klaus Iohannis să nu accepte propunerile avansate de Dăncilă. Motivul? Nu se respectă Constituția. Și acum... Ce facem? A? Ce facem noi acum? Gata, uite, stăm, uite așa, iau, dă-mă așa. Stăm și ne rugăm de Iohannis. Domn președinte, sunt eu, Călin, de la statul neparalel, prietenul lui Livache, da. O rugăminte, dacă se poate. Am și eu niște unii care au dezertat din partid. Vă rog să-i refuzați și să trimiteți potera să-mi aducă acasă. Nu, că îi leg, domn președinte, nu mai scapă. Știți cum sunt ăștia de la ALDE? Cum erau maimuțele alea scăpate din curtea unui cetățean din București ieri? Potrivit celor care se chinuie să o prindă, primata este liberă încă de sâmbătă și primul apel către protecția animalelor a fost făcut de duminică. Păi dacă nu țineți oamenii închiși ca lumea în sediu, domnul Tăricianu, este umilitor ca șef de partid să te rogi de unii și de alții să le dea peste bot oamenilor fugiți de la tine din partid, asupra cărora n-ai nicio autoritate. Asta pe de o parte, pe de altă parte, spectacolul e jalnic, fraților, tot spectacolul. E un traseism cum n-a fost niciodată, iese jigodismul din ei cum iese incultura din Veorica. Dragă Călin, eu cred în dialog, în rațiune și în logică, nu cred în sancțiuni, excluderi și apucături de dictatori din Banana Land. E, gata, ne-am mai pricopsit cu un dictator. Iohannis dictator, Tăricianu dictator, Livache și el dictator din pușcărie. Că la noi așa e, da, stau dictatorii la pușcărie. Nu știu dacă ați observat, dar Mele o arde ca lider. Dragă Călin, să dialogăm, să vedem cum facem, să negociem. Deci Meleșcanu e cam așa, îți fuge cu televizorul din casă, iar după aia vrea să negociați. Nu ca să-ți dea televizorul înapoi, dar ar vrea și mașina de spălat. Cine dorește să plece, poate să plece. Este un proces de igienizare forțată, e drept, dar e un proces de igienizare. În sfârșit, igienizare. Varujane, eu am vrut să zic, puțea ca naiba acolo la voi. Și nu de azi, de ieri. A ce puțea? A partid neparlamentar, boss.
Asta nu se poate. Ați văzut, i-a explicat Iohannis ca la proști azi. Veorica, scoate o foaie să-ți desenez. Nici un ministru nu va fi numit nou în guvern decât după validarea din Parlamentul României. Venise Veorica cu băieții ei. Haideți, haideți la Neamț să fim mulți. Mamă, s-a supărat Neamțul că ăștia au venit la prânz, știi, adică în orele de odihnă. Și a ieșit Iohăniță la ei. Nu, deci nu, deci ca să fie clar, nu. Viorico, ce literă din nu, nu pricepi. Plecați că vă u cu furtunul. A, și i-a mai zis-o într-un mare fel. Doamna prim-ministru, vă spun acum direct și public, trebuie să vă prezentați în fața Parlamentului României. Auzi, tati, dar nu poate fi adusă cu poliția, că ăștia din PSD doar așa înțeleg. Până nu văd ei duba la poartă, nu se mișcă. Mai avea puțin Iohăniță și făcea istericale de-alea. Femeie, nu înțelegi ce, ești nebună, du-te în Parlament, du-te în... Că mai zic acum cine știe ce. Bineînțeles, Veorica o dă cu blocajul. Uitați-l, uitați-l pe Neamț cum ne blochează. Să vină curtea, să vină pompierii. Arafate, cheamă smurdu Arafate. Veorico, rupeți părul de pe cap să fii credibilă. Serios, fă spumițe, convulsii. Tăvălește-te, Veorico. Din păcate însă, abuzul de putere continuă. Sfidarea românilor continuă, președintele se poziționează împotriva românilor. A, abuz de putere, sfidare, trădare de țară, pedofilie, ce-a mai zis? Mă rog, nasol. După care a dat-o pe ban, doamna. Adică, dragi români, atenție că Neamțul nu e român, cum ar veni. Îi amenință oricând a ocazia că o să le taie veniturile. Pur și simplu le refuză dreptul la plată oamenilor care muncesc. Dă-o încolo, să taie toate veniturile românilor? De ce ar face asta? Ca să-l urască lumea? O fi nebun, doamnă, ce ziceți? Să le fie rușine la toți în Parlament și la președintele țării, că nu e pentru țara noastră! Dar îmi place că Veorica e cu poporul. Ea nu iese din ce îi spune poporul. Pentru Veorica poporul e... Cum să vă spun eu, e ca oul în maioneză, fraților. E ca burta în ciorba de burtă. E ca al patrulea ei când scrii copii. Sau câți erau, bă? Copii. Oricum, ce vreau să spun, doamna Veorica e adânc pătrunsă de democrație. Cum adică să-și bată joc Iohannis de voința poporului, domne? Nu să există așa ceva, doar peste coafiura ei se va întâmpla asta. Cetățenii ne-au acordat votul pentru a lua măsuri. Moment. Doamnă scumpă, scumpă în sensul că doar broșa aia pe care o purtați am înțeles că face cât 10 pensii minime. Când a apărut Dragnea cu dumneata de mână, ne uitam toți cum se uitau ieri bucureștenii la maimuța lui Nuțu Cămătaru scăpată de nebună. Cine e asta, bă? Ce e asta? De ce nu vorbește? Aolo, stai că vorbește, dar de ce vorbește atât de stricat? Nu-i româncă? Da, așa eram toți când ați apărut. Cine v-a acordat dumneavoastră vreun vot? Mai are un pic Veorica și începe și cu asta. Poporul meu, liniștiți-vă, doamnă. Poporul se uită la dumneavoastră și râde. Asta e ultima voință a poporului, să râdă de Veo. Ia, a băgat cineva capul. Vă rog. Aia ce să spun, brusc e plin de sfătuitori și de oameni care știu ei cum trebuie făcut. Stați liniștiți, bă, că nu pune pe nimeni. Dar amuzant e altceva. Băieții ăștia, Barna, Orban, ei au ce să facă. Dar nu se ocupă de treaba lor, ci de treaba lui Iohannis. De ce nu depun odată moțiunea? Dacă nici acum nu ești în stare să dai jos PSD-ul, atunci când? E cel mai varză PSD din istorie. Doar când nu exista, era mai varză. Și ăștia tot numără oameni, tot adună semnături, tot calculează. Ce calculați, bă, fraților?
Vedeți? E rău și fără lideri adevărați. Adică Orban, dacă îl pui să strângă semnături, trecăia pe lângă el, cel mult îi arunc așa din viteză una de 10 lei. Parcă vezi într-o lună, două, că Veorica e vreo dictatoare și asuprește viața politică. Dacă și pasta o face satana pe pământ, înseamnă că pur și simplu sunteți foarte talentați, voi opoziția, să creați din niște oi bete adevărate bestii sângeroase. Politica, eu mă troacă de porci, ascultați-mă pe mine. Am văzut-o azi pe doamna Elena Udrea. A venit la curtea de apel, acolo unde îi se rejudecă dosarul. Și mă uitam, mergea cu băiatul acela de mână, i-aș fi zis: Vezi, dragă, nu puteai să fii așa, cu rochie de-asta cu minte, cu un băiat ok lângă tine. Ce ți-a trebuit golănia aia? Ce ți-au trebuit ție Cocoș și Băsescu și Blaga și toți pedeliștii? S-a distrat la tinerețe acum, când are și ea copil, când ar vrea să se pensioneze ca polițiștii la 40 de ani. Opa, stai că nu se poate, ai niște restanțe la pușcărie. Eu nu vreau să iau de la capăt cu toate subiectele, cu toate. Am alte lucruri de făcut, îmi este bine așa. Da, hai că ne-am săturat toți de trecut. Și doamna Udrea, ce să mai vorbim? Ce a fost, a fost, nu? Nu ne mai interesează dacă Băsescu a fost turnător. Nu ne mai interesează miliardele acelea pompate de PDL la Ministerul Dezvoltării. Nu ne mai interesează toate ciordelile voastre. Aia e, să îngropăm trecutul în fundul curții, lângă toaletă. Cam asta e România. Eu vă dau un scris așa: în 3-4 ani Udrea va fi invitată pe la toate emisiunile TV ca o super vedetă și toți vor spune: Ia uite, domne, ce bine vorbește, domne, ce bine arată, ce copil frumos are, ce familie superbă. Da, se pare că așa suntem făcuți noi, oamenii. Adevărată, Băsescu, doamna Udrea? Dar cine este? Da, deci nu o să fie Băsescu naș la botez. Ideea e că Băsescu și-a găsit el nașii lui, din ce se pare. Întrebau și jurnaliștii: cine-i naș dacă nu Băse? Tot vreun putre de bogat, vă dați seama, tot vreun dezvoltator. Că doar nu ne-a costit că șofer la RATB. A, nu ții, mai face așa la naș? Ăsta, la nas? Să rămânem puțin în zona infracțională. Dragnea a fost adus cu dubă azi la tribunal. Da, au scos un pic hamsterul la aer. Mare secret, Liviu Dragnea a fost adus de la penitenciarul Rahova la tribunalul București cu o dubă. Atenție, omul e martor într-un dosar împotriva lui Zgonea. Zgonea, vi-l amintiți, colegul lui Mihai Viteazu, fetița pe care o plimbau chinezii de mână când veneau pe la noi să mai dea o șpagă, să mai ia niște contracte, să mai... Îmi imaginez că Dragnea e atât de infractor încât acum e chemat ca specialist pe la tribunal. Domnul Dragnea, explicați-ne, domne, și nouă cum e cu dosarul ăsta, că nu-i dăm de cap, ce facem cu el, de unde o luăm, unde ajungem. Și Dragnea să uită așa pe dosar. Da. Zgonea Valerică, 10 ani cu executare netrebnicului. Cu mare plăcere. Bineînțeles că scând gura ca fraierii de mine, zic, la bambiliciul ăstora, putem să pierdem unele discuții care sunt chiar importante. Să vă dau un exemplu. Mă rog, ideea e că nu s-a ajuns neapărat la o discuție, iar asta din cauza președintelui nostru, Klaus Iohannis. A fost prezent la evenimentul Future Skills and Future of Work, organizat de Liga Studenților Români din Străinătate. Nu prea ați văzut la TV, că vorba aia, la TV e cu crime și cu proști. E o absolventă de liceu, îl întreabă pe Iohannis. Fiți atenți că e mare șmecherie. Mă numesc Andreea Palaghiță și anul acesta am terminat liceul și urmează să studiez în Londra. Pe mine mă interesează foarte mult conceptul de Universal Basic Income. Credeți că am putea implementa un astfel de program în viitor în România și care ar fi dificultățile în implementarea unui astfel de program? Poate găsim pe un specialist în domeniu care ne lămurește. Excede sfera preocupărilor mele concrete. Ce face? Excede sfera preocupărilor mele concrete? De ce? Cum adică, nea Iohăniță? Ca să înțelegeți despre ce e vorba.
Universal Basic Income înseamnă venit minim universal. La noi venit minim garantat. Altfel spus, poți să vrei să nu muncești, statul îți garantează acești bani care, atenție, îți asigură costurile vieții. Pentru cât timp? Pentru forever, tată. O, da, pare că sunt bani moca, nu? Pare ceva scandalos la prima vedere. Bă, adică eu muncesc și voi o frecați și... Da, da, așa pare. Mai ales dacă n-ai pus mâna pe o carte în ultimii 10 ani și ești un dement susținător al pieței libere cu orice preț. E, lucrurile nu stau deloc așa. Se discută mult afară despre asta, nu doar teoretic, ci și la nivel politic. Iar în țările nordice se pun deja în practică aceste idei. Ele și-au făcut loc în discursurile președinților. Macron a vorbit despre asta de curând. Presa internațională e plină de articole și analize competente. De-aia reacția lui Iohannis este incredibilă. Și mi se pare foarte interesant, o fată care doar ce a terminat liceul și care urmează să studieze în Anglia îi spune președintelui că ea e preocupată de acest venit minim garantat. Dar ce observăm? Că președintele nostru habar n-are despre ce vorbește proaspăta studentă. Dacă unul dintre domnii rectori ar dori să ne dea un răspuns... Doamne, nu-mi trece asta. Cum a zis? Excede sfera preocupărilor mele concrete? Ce anume excede sfera preocupărilor președintelui? Ideile economice? Ideile de construcție a societăților? E absurd. Și drama aici este, suntem la an lumină ca discuții, nu mai zic de cultură economică și politică, de toate dezbaterile din vestul civilizat. Nu zicau și ăia proștilor, populiștilor, uitați-vă numai la Trump, ăla, un întuneric, o gaură neagră. Dar haideți să nu ne raportăm așa la ei, să ne raportăm la revistele lor mișto, la gânditorii lor economici. Nu pare că cineva de la noi din politică s-ar ocupa de asta, ar citi. Ați văzut ce a zis aseară Budăi când i-am cerut să-mi recomande o carte? O carte așa care v-a plăcut, pe care nu o citiți dacă acum. Dacă aș avea timp să mai citesc acum, ar fi excepțional de bine. Nu citiți. Dar una pe care aș citi-o... Acum dăm iarăși o lectură. Nu dăm o lectură, nu, una așa care v-a plăcut, o carte care v-a mie plăcut. Mi-a plăcut când era șofer, n-aveați timp să citiți mai mult? Nu. Mie mi-a plăcut foarte mult în trecut și mama mea avea acasă în bibliotecă toate cărțile legate de tot ce a însemnat Ștefan cel Mare, frații Jderi. Erau niște lucruri pe care eu, ca moldovean, le trăiam practic atunci. Serios? Ministrul muncii, fraților. Am zis să vezi ce mă bagă ăsta sub masă cu vreo carte de care habar n-am, cu vreun autor de care n-am auzit. Aiurea, nimic, pământ de flori. Ștefan cel Mare, Sadoveanu, ministrul muncii și al justiției sociale, care a fost șeful pe muncă pe Europa timp de 6 luni anul ăsta. Mă, de ce sunteți atât de ignoranți, ca să nu zic proști? Deoarece. Și cum ne pregăteam noi astăzi să filmăm emisiunea, pac, vedem niște titluri. O profesoară a atacat 2 elevi cu spray lacrimogen. Zic eu prima dată, bă, poate erau niște elevi de ăștia speciali. Sunt oameni de 40 de ani care la un moment dat au abandonat școala, iar acum se întorc în bancă și bravo lor, nimic de comentat, chiar de apreciat. E, și 2 elevi de ăștia or fi atacat o profesoară care, săraca, ce să facă, s-a apărat cu un spray din ăla. Dar nu, n-a fost așa. A fost mai rău. Erau 2 namile de 6 ani din clasa pregătitoare. Mamă! O învățătoare a stropit cu spray paralizant 2 copii de doar 6 ani, încercând să-i liniștească. Copiii erau în clasa pregătitoare. Doamne, adevărul e că s-a dilit lumea, fraților.
Păi să te atace doi mucoși de 6 ani în școală, ziua în amiaza mare? Nici măcar nu se mai feresc, mă. Nu că are dreptate doamna, e foarte corect cum a procedat. Chiar nu se mai poate cu ăștia mici. Ați auzit, până și la creșe le fac probleme educatoarelor. Sau să vedeți la maternitate, ci că sunt unii bebeluși care ies cu sabia din burta mamei și una, două sar pe doctor, fugăresc asistentele pe acolo pe holuri. Nu, e îngrozitor ce se întâmplă în țara asta. La începutul anului școlar, copiii sunt mai energici, deci a greșit, e clar. Orice ar fi făcut copiii, un cadru didactic, consider eu că nu trebuie să aibă asupra sa niciun fel de armă albă. Cu metre ce fumezi tu? Cum adică a greșit? Repet, e foarte corect ca tu, om de 40 de ani, să dai cu spray-ul lacrimogen în doi copii de 6 ani care te atacă mișelește. Această femeie trebuie apreciată, domne, nici de cum condamnată. Ar trebui să o angajăm instructor la jandarmerie. Dar ce zic eu jandarmerie? Direct ministru de interne în locul pensionarul ăsta propus acum. Vorbești serios? Stați, că s-a deschis operația cu monumentele omagiale. Ați văzut deja, sunt convins, v-am arătat-o și în emisiunea de ieri, plăcuța omagial vomitivă montată de un primar pe o școală din Maramureș. Aia cu recunoștință lui Dăncilă, PSD-ului, guvernului, Consiliului Județean, reprezentat de președintele Gabriel Zetea. Rețineți, vă rog, acest nume. De mila lui Dumnezeu s-a reabilitat în orașul Dragomirești școala gimnazială Liviu Rebreanu între anii 2017-2019, da? Cu sprijinul Guvernului României, prim-ministru fiind doamna Viorica Dăncilă. Așa, așa, plăcuța de la Dragomirești în lectura ministrului Budăi, care a fost aseară la Cafeneaua Nației. E, uite, o publicație din Baia Mare ne oferă Everestul în materie de monumente omagiale. Țineți-vă bine, feriți-vă puțin și ochii să nu vă afecteze ceea ce veți vedea acum pe ecran. Deci a leșinat peștele de pe televizor, nu alta. Este un ansamblu închinat haiducului Pintea Viteazul în comuna Săcel din județul Maramureș. Printre exponate, monumentul negru omagial care tocmai v-a ars retina. I-ați recunoscut acolo, în acele fotografii ovale de piatră funerară, pe senatorul Liviu Pop, pe deputatul Simon și pe Gabriel Zetea, șeful PSD Maramureș. Hai, dacă era o cruce din Cimitirul Vesel, mai ziceam, dar nu e. E doar o limbă foarte tristă, aplicată unor figuri la fel de triste, de care sperăm să nu mai auzim în vecii vecilor. Amin. Dacă vă uitați, ce înseamnă eroarea? Diferența clară între măsura reală și măsură și realitate. Și de aceea, dacă vreți, se folosește integrala care a venit să clarifice, dacă vreți, integrala simplă, suprafața. Bun, ne-am așezat, haideți că începem să ne obișnuim și cu partea asta a doua, cu interviurile. Și așa cum v-am anunțat la începutul săptămânii, încercăm să ne programăm din timp aceste interviuri. Astăzi, și în general joia o lăsăm pentru întâlniri mai plăcute, da? Să nu mai aducem toți așa, să nu ne mai enervăm. Și astăzi vorbim cu două doamne extraordinare de la Dăruiește Viață, Săruna. Bună ziua. Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu alături de mine. Avem câteva de discutat, zic eu, și sper să fiu ok. Prima treabă, ați luat bani de la sataniștii aia de la Metallica? Da. Vrei să ne enervăm? Da. Ziceai să nu ne enervăm. Am luat, da. Cum au fost reacții de astea? Eu am văzut câteva. Au fost câteva, dar sunt drăguțe. Adică chiar face parte din viața noastră de zi cu zi. Serios? Și e drăguț. Deci, da? Da. Au scris câțiva oameni. Am văzut niște comentarii amuzante. Dar e fain. Adică fără astea ce-ar fi viața? Doamne, deci mi se pare incredibil. Nu? Mă rog, ideea e că dacă stai să te uiți și să le citești pe toate și să te încarci cu lucrurile astea, da. Cel mai drăguț a fost totuși un comentariu care a zis că așa a trimis Soros banii. Deci Soros are niște agenți foarte mișto, adică, da? Și se numesc Metallica. V-ați întâlnit vreodată sau a dat bani pentru spital sau știne banii pentru... Păi nu știu, n-auzi, i-a dat prin Metallica, pentru... asta. Da?
zis că ăștia, da, ăștia au fost o plată. Da. Nu, asta o aud și eu mereu. Ascunse sunt ascunse. Căile. Și a zis că am văzut eu că au fost cele două în piață pe 10 august și asta e plata. Mm-hmm. Senzațional. Da, am văzut și asta, cele două doamne, am văzut eu odată, nu mai știu unde, cele două doamne dubioase. Dubioase. Un binom. Da? Binomul dubios. Da, mi se pare... Recunoaște, suntem niște, da? Dubioase, da. Da. Păi. Foarte, foarte tare. Bun, ok, au dat ăștia de la Metallica și au fost reacțiile alea, dar au dat cei de la Biserica Ortodoxă Română vreun ban la spital? Ăștia de la BOR? Ai auzit tu ceva? Nu știu, că noi întreb... poate e vreun plan și noi încă nu știm. Nu știu, dar eu noi întreb. Noi când ne uităm în conturi, am văzut... Așa? Că de nu. La... Nu. De la BOR, nu. Nu, nu există, nu? Bun. Haideți să vedem că toată lumea știe treaba asta cu spitalul, dar noi ne-am documentat un pic și să nu uităm alte lucruri din CV care sunt la fel de importante. Uite, eu m-am notat aici că ați construit și amenajat 18 camere sterile din cele 27 câte sunt în România în momentul de față, corect? 20, am mai făcut chiar. Încă două. Ați mai făcut timp. Două? Sunt date din 2017. Așa, astea, da. Deci, da. Ați renovat secții la Timișoara, la Brașov, la Elias, la Spitalul Universitar, la Institutul Clinic Fundeni, unde ați făcut și un ambulator, camere sterile, plus un laborator de biologie moleculară. Laboratorul de biologie moleculară de la Timișoara, cam de acolo ați început, nu? Da. Am uitat ceva? A fost primul nostru proiect la Timișoara. Bine, cred că și noi mai uităm că am făcut multe chestii. Am dotat multe spitale cu suntem echipamente. Suntem și modeste. Da. Da? Nu, de-aia nu spunem chiar tot. De-aia mai uităm. Hai să vedem. Cum v-a venit ideea asta? Bă, hai să facem un spital. Adică astea sunt idei care în general vin la un șpriț. Ele nu pot veni dacă exact ești... Exact așa au venit. E corect? Da. Adică nu poți să fii om... Nu, normal. Nu cu șpriț, că la vin roșu nu e șpriț. Dar a, e... Nu bem șpriț. Da, da, da. Asta e important asta să se noteze. E foarte bine să se noteze, da. Da, da, da. Dar la un vin... La clar. Un vin, așa, eram cu Paula Herlo și tot dintr-o frustrare că ni se părea că tot ce facem nu ajungem cu proiectele acolo unde am vrea noi, adică acolo unde cel mai mult să conteze pacientul. Și am zis, dar ce nu ne facem noi? Ne facem noi un spital al nostru și i-am găsit și director. L-aduceam pe Vlad Voiculescu, care era atunci la Viena, îl făceam directorul spitalului. Bine, până am terminat de băut vinul, ne-a trecut cu spitalul, că Oana ne-a dus cu picioare pe pământ. Ce, vă dați seama, trebuie să lucrăm cu casa de asigurări, vă dați seama ce eu înseamnă omul, asta. Omul ăla mai Oana bun. Nu băuse, cred. Bă, deci, să știi că ai dreptate, cumva Oana mereu conduce, nu știu cum se face că din ecuația asta Oana e șoferul. Nu, cred că atunci băusem și eu, dar eu întotdeauna mă gândesc la ce urmează și am zis, va fi, mă gândeam toată viața noastră să ne petrecem acolo și mi se părea foarte greu. Așa că am plecat de la paharul de vin cu ideea că nu facem un spital, continuăm să facem așa proiecte prin spitale. Doar că atunci când am ajuns la Marie Curie să încercăm să renovăm secția de oncologie, am mers cu specialiști, cu arhitecte, cu ingineri, ne-au zis, băi, nu se poate face, nu o să iasă un proiect ca lumea, e o cârpeală, va costa mult și va fi prost și n-are rost să băgați bani aici. Și arhitecta a zis, eu în primul rând nu-mi pun numele pe un astfel de proiect, că nu mi-ar face o cinste. Și am zis, păi și atunci ce ar trebui să facem? Copiii ăștia stau în niște condiții. Nu. Copiii aceia stau în niște condiții. Imaginați-vă 60 de oameni, că sunt 30 de copii cu mamele lor, care au acces la doar două toalete și un duș. Adică despre asta e vorba. Și am zis, ce ar putea face pentru copiii ăștia? Și arhitecta a zis, trebuie făcut ceva de la zero. Și am început din nou mare lucru să facem noi de la zero și așa a crescut proiectul. Am început cu ideea că facem un etaj, hai că facem și radioterapie, că nu există în România niciun centru de radioterapie pentru copii și am ajuns să facem 6 etaje, 9 niveluri, cum ne place nouă, da, să povestim, corect. Că avem subsol, parter, mezanin și 6 etaje și până la urmă nu e doar oncologie, e un spital care va avea mult mai multe lucruri. Un spital adevărat. S-a mai spus povestea asta, eu am auzit-o cu ideea cu tot, dar cred că merită repetată și poate ne aud ăștia de prin ministere, de prin, uite, să se ducă ideile. La băut, nu? Da, da, faceți un șpriț, dacă poate nu beți suficient. Nu. Mă gândesc că asta ar fi o soluție. Au fost, după ce ați pus ideea asta în mișcare,
și a devenit realitate faptul că v-ați apucat oameni care să vă descurajeze, care să vă zică, bă, terminați cu prostiile. Bine, noi ne-am spus tot ce aveam în cap. Că nu, în general nu spunem că ne e teamă așa de cum s-ar uita oamenii la noi când emitem câte o idee din asta. Serios, dacă veneam să spunem ție acum vreo 5-6 ani că noi vrem să strângem vreo 25 de milioane, 26 de milioane de euro noi așa și să facem un spital, cam ce zice? Da, că nu, suntem sunam, un pic... veniți să le luați pe doamnele astea de aici, că deja... Da, și atunci noi nu spunem chiar, nici ție nu o să-ți spunem chiar tot. Ok, așa. Așa cred și... că vor fi 11 niveluri. Sau 11 așa. Spitale. Oh. Așa. Da, și nu am spus, am spus așa că facem o clinică inițial. Și când am rostit prima dată, noi facem un spital, am venit tot așa după niște draci în care cineva pe Facebook scrisese: a, felicitări, că renovați secția aia de oncologie de la Marie Curie. Dar noi nu renovăm, noi facem un spital. Și de atunci asta a rămas. Așa a rămas numele. Să spunem adevărul, de fapt, nu putem nici noi nouă nu ne putem povesti exact ce vrem să facem, pentru că știi cum e, când începi să verbalizezi niște proiecte mari, începe și ție să ți se facă teamă. Și așa că o luăm cu pași mărunți. Și așa am început proiectul ăsta, cu pași mici, cu un etaj, cu un buget de 1,5 milioane, apoi ne-am gândit că o să facem 3 etaje, 5 milioane și a crescut încetul cu încetul. Și ceea ce cred că a contat foarte mult și noi am avut curaj, a fost reacția oamenilor, că de la ei ne vine și energia și curajul, ne vin și energia și curajul de la oamenii care ne-au susținut și care donează. De fapt, asta e... Și care probabil la un moment dat au crezut mai mult în noi decât am crezut noi în noi. Da. Cum arată o zi din viața voastră așa? Mai e timp de altceva sau cum? Întâlniri? Vă vedeți cu oameni? Vă sună telefonul ca la gară? Sau cum e? Da, e o zi complexă. Zilele sunt foarte diferite una de alta. În ultima perioadă, noi nu prea... A făcut la un moment dat un copil un desen în spital în care s-a desenat pe el și cu întreaga familie și a scris deasupra: sunt plecat. Cam așa suntem și noi la birou, mai mult suntem plecate. Avem foarte multe întâlniri. Mergem și pe șantier adesea, avem întâlniri cu echipa de lucru. Acum suntem în plin proces de selecție a antreprenorului pentru faza a doua, cu instalații, și încercăm să ținem pasul cu toate provocările astea tehnice, pentru că chiar încercăm să înțelegem ce facem acolo. Avem foarte mulți consultanți și echipe care sunt specializate ca să se înțeleagă, că am mai avut comentarii: dar cum fac ele așa? Cum le trece lor prin cap? Nu, nu desen... făcut ele buncărele alea de radioterapie? Nu desen... gândit așa, să nu fie de 2 metri, să fie de 1,5 metri gros. Deci nu aveți pretenții de-astea gen patriarhul Daniel, că știți că să facem clopote. Nu, el a desenat, ci că el a desenat aia, da, e urât așa, ci că el ar fi desenat-o, da, e un... Nu, noi asigurăm pe oameni că nu desenăm noi nimic, că niciuna dintre noi nu e atât de talentată, dar încercăm să înțelegem tot ce facem, să ținem pasul, încercăm să ținem legătura cu sponsorii noștri, pentru că ei, cei mai importanti sponsori, sunt parte din echipa care selectează antreprenorul, tocmai ca să fie un proces normal, extrem de transparent și de onest. Zilele noastre sunt extrem de diferite și uneori dimineața nu știi exact ce te așteaptă. Multe provocări. Concret cu spitalul acum, azi, la ora asta, cum stăm? Păi stăm că am terminat și etajul 6, deci, okay. Și suntem, cum zicea Oana, în procesul de selecție al antreprenorului pentru partea am de instalații. Am terminat structura, deci partea de structură. Da. Coaja spitalului este făcută și sperăm că până la finalul anului 2020 să... 2020 să fie spitalul final și să poată fi acolo tratați copii în condiții decente, în condițiile pentru normale, acest secol. Da, pentru că nu mai poți, nu poți să faci medicină de acest secol cu spitale din secolul trecut. Au fost în perioada asta și oameni care
au vrut să se lipească doar așa, la, mă refer, nu știu, politici. Eu, de pildă, dacă aș fi în locul vostru, aș avea o echipă de 4-5 voluntari, niște băieți de ăștia sportivi așa mai mari. La ce nu să, părem? Așa, să stea acolo pe șantier cu casca de protecție și când văd un politician sau ceva că se apropie să merg cu metre, hai, pe partea ailaltă. Uite, hai să spunem, n-a venit niciun politician. Nimeni? Fără echipă de 4-5. Fără echipă de 4-5 nu a venit nimeni, nu am... Dar cineva să vă sune, bă, mi se pare extraordinar ce faceți și aș vrea în numele tuturor colegilor mei politicieni să vă spun că suntem niște mizerii. Nu, nu, nici n-a fost, nu. Nici telefonul ăsta n-a fost. Nu, n-a fost. Dar nu avem lucruri de genul ăsta, dar diferite forme de... Nu de a se lipi, ci de a ne opri, diferite încercări de a ne face rău și de a pune bețe în roate există, fără ca eu să pot să-ți spun ție ceva foarte concret, pentru că știi foarte bine, trăim într-o lume în care toate sunt așa, numai că pe noi nu ne sperie absolut nimic, poate că asta e o formă de inconștiență, nu ne temem de nimic și de nimeni și știm sigur că proiectul ăsta nu o să se oprească decât atunci când va fi gata. Că la un moment dat ne oprim că o să fie gata și o să ne apucăm de alt proiect. Bun, asta voiam. Când vă apucați de prima autostradă? Asta ar fi fost, de fapt, de asta v-am chemat. Da, băi, hai! Măi, eu zic, dacă tu faci rezolv cu terenul, că da, asta e provocarea la autostradă, noi ne apucăm. Dar bani sunt, știi? Și că bani găsești. Bani găsesc. Asta le spun, vin tot felul de copii și întreabă, domne, dar cum faci, dar cum? Și le povestesc, bă, n-am avut nimic când am pornit să fac chestia asta și cunosc la fel o grămadă de bani. Bani? Domne, dar n-am bani. Bă, asta e ultima voastră problemă, asta cu banii. Aveți ideea, știți ce vreți să faceți, știți unde vreți să ajungeți, mergeți acolo și nu? Așa e. Da, și noi am pornit de la, n-aveam nicio idee despre proiecte și despre presă și despre oameni de comunicare și nu știam nimic. La un moment dat aveam așa o presiune cu spitalul ăsta, că nu știam dacă o să strângem bani, că apropo ei există, dar până la urmă trebuie să știi să-i aduci ca să-i folosești în scopurile astea. Și aveam o mare presiune și până când am zis, dacă poporul român o să vrea să se facă acest spital, o să se facă, dacă nu, nu. Și când mai suntem întrebate și nu avem răspunsuri, că nu tot timpul ai un răspuns la orice legat de spital, noi facem pentru prima dată un spital și da, s-ar putea să, nu știu. Eu zic să ai grijă cu declarația asta de acum, când nu o să mai poți folosi, când o să faci pentru a doua oară un spital. Păi noi facem pentru prima oară, a doua oară un spital. Da, corect. Dar cum vă înțelegeți? Sunt și tensiuni, apar și... Noi două? Da, voi două. Între noi două. Nu ne-am certat niciodată până acum. Avem uneori, foarte rar, ni se întâmplă să avem opinii diferite, atunci discutăm, dacă nu reușim să ajungem la nicio concluzie, sunăm un prieten și depinde cine îl sună prima, că îți dai seama cum prezintă problema. Uite care e treaba, ce vreau să spun. Reușim întotdeauna și gândim foarte asemănător, că uneori după ce facem cât un lucru, întrebăm așa. Păi chiar ieri scriam un SMS și ea zice, bă, zic cu tare! Și iar îți SMS-ul că exact lucrul ăla îl scrisesem. Și cred că asta a fost pentru noi un mare lucru. A însemnat foarte mult faptul că ne înțelegem atât de bine și am fost o echipă în permanență și cred că dacă cineva ar fi reușit să ne separe, într-adevăr, atunci ar fi fost în risc proiectul nostru, dar lucrul ăsta nu mai e posibil. Suntem și avem și o echipă foarte faină și la birou. Discutăm și despre asta imediat. Ne mutăm pe net, dragii mei, pe Facebook, dacă o merge, că aseară a dat niște rateu, nu poți să te bazezi, bă, nici pe băiatul ăsta de la Facebook foarte tare, da? Dacă are Facebook ceva probleme, suntem clar pe canalul nostru de YouTube, ăștia sunt oameni mai serioși de la Google și suntem pe canalul de YouTube Starea Nației Oficial, abonați-vă, ne vedem în fiecare zi, de luni până joi, 22:30, Starea Nației aici la Prima TV. Rămâneți cu noi! Să avem pardon, am avut și ghinion, ereditar, avem o gaură în buzunar, dar progresăm, încet, încet toți emigrăm, mai bine venetici decât argați la securie.